Aflat foarte aproape de finalizare, bazinul de not didactic școlar din Turda, aflat în construcție lângă stadionul municipal, are nevoie de aproape 3 milioane de lei pentru a fi terminat. La inițiativa primarului Tudor Ștefănie, consilierii locale au luat în discuție posibilitatea relocării unor sume din finanțarea rambursabilă contractată de municipiul Turda pentru diferite lucrări de investiții către acest obiectiv. În proiectul de hotărâre se solicita modificarea articolului 2 din hotărârea consiliului local numărul 138 din 18 august 2011, urmând să aibă următorul conținut. Contactarea finanțării rambursabile prevăzute la articolul 1 se face pentru realizarea următoarelor obiective de investiții de interes public local, până la 8.480.000 de lei pentru reabilitarea și modernizarea străzilor din municipiul Turda. Conform hotărârii Consiliului Local numărul 210 din 23 octombrie 2008, până la 14.075.770 de lei pentru finanțarea investiției în curs și extindere imobilă în Piața Romană, până la 2.967.348 de lei pentru finanțarea investiției în curs bază de not didactic școlar. Primarul și-a manifestat speranța că până la ședința ordinară din luna august, comisiile de specialitate să poarte convorbiri cu cei din compartimentul tehnic al primăriei pentru stabilirea cu exactitate a sumelor care trebuie plătite pentru obiectivul de investiții realizat reprezentat de bazinul de not. Primarul a mai spus că din experiența celor de la Câmpina, care au un bazin identic cu cel din Turda, cheltuielile lunare nu depășesc 10.000 de euro și nici municipalitatea turdeană n-ar trebui să treacă peste această sumă dacă va utiliza eficient acest obiectiv. Nu o să cred niciodată că vom putea finanța integral utilizarea acestui bazin din tarifele pe care le vom da copiilor și elevilor, ci din cu totul alte activități. Chiar dacă va trebui inițial să suportăm cheltuielile de întreținere, va fi o decizie a Consiliului Local și sper să găsim surse de finanțare cel puțin pentru primele 2-3 luni, le-a spus primarul turdean consilierilor locali. În final, plenul Consiliului Local a votat pentru în unanimitate proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de consilierul PSD Cristian Matei.